La ora 7:44 de minute, detașamentul de pompieri Dej a fost anunțat despre producerea unui eveniment de circulație la ieșire din localitatea Gherla. Ne-am deplasat la fața locului cu auto specială de descarcerare. Accident rutier survenit între o auto utilitară și un autoturism Hyundai. În urma impactului au rezultat 6 victime, 3 adulți și 3 copii, care au fost luate de 3 echipaje SAJ. Serviciul de ambulanță al orașului Dej a fost solicitat la un accident în localitatea Băița, pe drumul național. Din fericire am găsit o victimă, un copil de 10 ani, în stop cardiorespirator, cu manevră RCP în curs efectuată de colegii noștri de la Gherla, un copil cu un traumatism cranian sever cu pierdere de substanță cerebrală, leziuni incompatibile pentru viață. S-au continuat manevrele de resuscitare pentru încă 20 de minute, din nefericire pentru că toată lumea a fost declarat decesul. În această dimineață, în jurul 7:30, pe drumul național 1C, la intrare în municipiul Gherla, în afara localității, conducătorul unui autoturism de teren, care circula dinspre municipiul Cluj-Napoca spre Gherla, a pătruns pe sensul opus de deplasare și a intrat în coliziune cu o autoutilitară care circula din direcția opusă. În urma impactului a fost proiectat mai departe în parapetul metalic, iar apoi s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a pasagerilor din autoturismul de teren și decesul uneia dintre ocupații din această mașină. Luăm pulsul orașului. Oriunde se întâmplă, de la noi afli primul. Dejanul.ro. Suntem deja acolo. Dejanul.ro.